Așa arătau lucrurile acum 3 luni de zile. Bună seara, doamna Ana Maria Barbu. Ne auzim? Bună seara, domnul Ursu. Da, vă aud. Bună seara noastră și invitațiilor noastre. Cum arată astăzi viața dumneavoastră? Sigur, aveți acum lumină cu ajutorul acelui generator adus de primarul sectorului 5, nu? Dacă nu greșesc. Corect. De o lună de zile beneficiem de acest generator. Pe care îl alimentează cu combustibil cine? Locatarii care beneficiază de el, adică pensionarii acestui bloc, care sunt în număr de 25. Și care plătesc în fiecare săptămână, nu? Bănuiesc că trebuie să aduceți combustibil pentru... În fiecare săptămână se face, da, donație. Acești pensionari în fiecare săptămână, mie personal îmi aduc bănuți, eu personal merg împreună cu alți locatari, cumpărăm motorină și încărcăm generatorul zilnic cu 50 de litri de motorină. Zilnic, după un program stabilit de comun acord cu dânsii. Adică noi funcționăm practic 2 ore de la 11 la ora 13 și de la 17:30 până la 7:30 dimineața, ca să poată pleca copiii pe lumină. A, deci aveți raționalizat consumul, ca să zic așa, tocmai pentru că nu vă puteți permite să alimentați în continuu generatorul. Da. Și la acest program noi consumăm 50 de litri de motorină. L-ați auzit astăzi pe domnul Nicușor Dan, primarul Capitalei, care spunea, doamna Barbu, că sunt mii de blocuri ilegale în București, dar sunt câteva zeci care sunt în situație litigioasă și pentru aceste câteva zeci, unde se cere chiar demolarea, poate n-ar fi rău să se treacă la asta ca să înțeleagă și oamenii că trebuie respectată legea. V-ați simțit vizați de acest mesaj al primarului general? Absolut. Eu ce-i cer dânsului, că dânsul s-a exprimat, că fiecare care are o neregulă îi se va da, nu știu cum s-a pronunțat, gen o hârtie în care va spune trebuie să faci asta, asta și asta ca să-ți iei certificate de urbanism. Să intri în legalitate. Da, să intri în legalitate. Exact, să intri în legalitate. Nu ne-a dat nimic. De 3 luni de zile nu ne-a dat niciun răspuns. Deci 3 luni de zile de când a expirat eliberarea certificatului de urbanism. Și intră deja în a câta lună situația asta dumneavoastră? Deci va fi... A cincea lună. De 5 luni. Pe 27 decembrie facem fix 5 luni de când stăm fără curent. O auzeam... Ca să vă mai zic așa, că e ironia sorții. Vă rog, vă rog. Stâlpii de curent sunt la 3 metri distanță de blocul nostru. Înțelegeți? Deci stâlpii de curent sunt la 3 metri de blocul nostru, dar noi suntem fără lumină. Bun, compania, înțeleg, compania de distribuție era dispusă să vă ajute, doar că s-a blocat în lipsa documentului de la Primăria Capitalei, document care pare că nu va veni niciodată, pentru că am văzut declarațiile domnului Nicușor Dan. Susține în continuare că n-ați avea acest drept, dar ascultasem în intervențiile precedente și la sinteza zilei și atunci când am intrat în dialog de la exces de putere pentru prima dată, o auzeam și pe Daria, pe fiica dumneavoastră, am și văzut-o mai devreme acolo în jurul bradului, spunând că are o dorință. Dacă nu o fi de Crăciun, măcar să fie de ziua ei, Daria? Curent, acolo în casă, 24 de ore, nu doar 2 la prânz și 2 seara? Întoarceți un pic. Stai jos. Spune care e dorința ta de ziua ta. Bine. Dorința mea de ziua mea este ca să avem lumină la bloc și ca oamenii răi să devină buni. Când e ziua Dariei? Mâine. Mâine face 6 ani. Mulți înainte să fie fericită și să aibă o viață luminoasă pe de-a întregul, ca să zic așa. Nu cred că mai e timp ca oamenii răi să devină buni până mâine. Până mâine nu cred că mai e timp să se schimbe oamenii răi în oameni buni. Nu știu dacă e timp să se... Nu până mâine, dar până de Crăciun, poate. Mutați dorința așa pentru o altă aniversare. Spuneați mai devreme că sunt 25 de familii care își iau din pensie lună de lună ca să puteți cumpăra combustibil pentru generator. Sigur, Unii ar putea spune, păi corect, cu cât de scumpe sunt facturile acum la curent, poate că-s mai fericiți așa, că n-au cheltuieli. Dar îmi spuneați că viața dumneavoastră se desfășoară doar între niște ore. Viața asta cu lumină, că așa v-ați putut permite, nu? Ce se întâmplă în celelalte ore, în continuare, în care nu aveți curent? Stăm fără căldură și fără lumină. Nu funcționează generatorul, nu avem curent și nici căldură. Nu avem lumină, nu avem căldură. Și în nopțile astea reci, ce faceți? Vom suplimenta motorina pentru că consumul va fi mai mare. Deci în loc să consumăm 50 de litri pe noapte, vom consuma 60 de litri pe noapte. Bănuții nu știu de unde, sincer, nu știu. Deci nu știu pe unde să mai cerșesc motorină pentru acești oameni. Nu știu unde să mai cerșesc, credeți-mă. Prin toate acțiunile care le-am făcut, și la televizor, și pe stradă, și pe Facebook, și pe... credeți-mă că n-a venit absolut nimeni cu un bidon de 10 litri de motorină. Deci în toate acțiunile noastre am cerut să vină cine poate, oricine, cu un bidon de 5 litri, de 10 litri de motorină. N-a venit nimeni, domnul Ursu. Fiecare bidon de 5 litri, de 10 litri înseamnă niște ore în plus pentru Daria și pentru ceilalți locatari de acolo din bloc. Înseamnă niște ore în plus de lumină. Eu am gândit-o altfel. 10 litri, da. 10 litri de motorină donați înseamnă ca unul din pensionarii acestui bloc să nu mai plătească în aceea săptămână cei 60 de lei. Înțelegeți? Corect. Deci ca să... Eu practic bag mâna în buzunarul unui pensionar să iau 60 de lei ca să aibă un bec și o centrală. Deci oamenii aceștia n-au frigidere, nu poți să bagi fierul de călcat dacă are stație. Sau, deci nu poți ca și consumator, nu poți decât centrală și bec. Nu ai voie altceva, nu ai voie pentru că nu se poate să are siguranța de la generator. Deci îi plătesc 60 de lei pe săptămână. E un calcul care ține până la urmă de viață și de supraviețuire și sper să se audă măcar acum și acest apel al noastră, să se audă dorința Dariei, să vină sărbătorile, cum spuneam, cu lumină pe de-a întregul, pentru dumneavoastră și pentru toți cei de acolo din bloc. Vă suntem și noi alături cât putem și o să ne mai întoarcem acolo la dumneavoastră. Vă mulțumim frumos pentru asta. Mulțumesc și eu. Sarmiza Andronic. Mă iertați. De fapt, sunt 100 de milioane, am făcut repede o socoteală, 100 de milioane de lei vechi pentru a asigura motorina pe o lună. Deci asta este costul în regimul ăla mic. Corect. Sigur că eu, ca mamă, nu pot decât să empatizez și să mă uit cu durere în suflet. Știam de situația acestor oameni, însă degeaba fac apel la primar. Deci înțeleg că primarul are... pixul, un pix și o semnătură. Și o semnătură. Da. A se sublinia faptul că problema, chiar rezolvată pe jumătate, a rezolvat-o primarul Piedone și nu primarul general. Deși nu era în atribuția lui. Exact, deși nu era în atribuția lui. Da, este trist că în secolul 21, iată, ajungem să depindem de niște oameni atât de răuvoitori cum este Nicușor Dan. Nu, Nicușor Dan, Felix, care spunea că nici dânsul nu are căldură, da, de la... Sistemul centralizat, adică... Iartă-mă, adică eu am intrat în politică ca să fac bine oamenilor. Corect. Fetița asta e mai mare cu puțin decât copilul meu. Aș vrea și eu numărul de telefon al doamnei. Cât despre Nicușor Dan, trebuie să nu revin. Eu cred că nu mai e o glumă Nicușor Dan, este o chestiune de securitate publică. Devine o calamitate...